Pum 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 pum, la 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 la, pum pum. Oh, a fost odată. Oh, vreau eu să o spun. Și eu. Bine, o spunem toate. Minunat. Începe tu. A fost odată ca niciodată, în tărâmul magic din Misteria, o fetiță pe nume Sofia. Sofia ducea o viață simplă, lucrând la magazinul de pantofi cu mama ei, Miranda. Într-o zi însemnată, au fost convocate de către regele Roland al II-lea, care avea nevoie de o pereche de papuci regali. O, sper că sunt albaștri. Nu, roșii. Vom vedea. Sofia și mama ei au ajuns la castel. Sofia era foarte încântată să-l întâlnească pe rege. Miranda a pus papucul în piciorul regelui. Se potriveau perfect. La fel și ei. Regele Roland și Miranda s-au căsătorit în curând. Și ce părea a final de poveste? Era, de fapt, începutul poveștii. Sofia, trebuie să mergem. Haide, iubito, ne așteaptă trăsura. Vin acum. Mult noroc, Sofia. Pe să nu ne uiți. Pa, Jade, pa, Ruby. Pa, Sofia. Pa. Mă întreb cum va arăta camera noastră. Sofia, acum că locuim la castel, o să ai propria ta cameră. Da! Sofia I. A fost odată ca niciodată o prințesă. Uh-oh! Se pare că cineva nu o să mai fie cea mai frumoasă din ținut. Amber, James, cred că vă veți da silința ca să o faceți pe sora voastră să se simtă binevenită. Desigur, tată. Majestate! Rege Roland al II-lea? Regina Miranda? Salutare! Bună dimineața, Sofia! Bună dimineața, prințe James! Prințesă Amber! Ce mă bucur că suntem surori! Surori vitrege! Amber, James, știu că nu sunt prea multe povești despre mame vitrege și iubitoare, dar sper să schimb asta. Astea sunt pentru voi. Le-am cusut chiar eu. Blazonul familiei noastre! Așa este, James, pentru că numai despre asta este vorba. Să devenim o nouă familie. Sofia, bun venit în familie! Trăiască regina Miranda și prințesa Sofia! O floare de ploi! Cedric, am spus o floare, nu ploaie. Iertare, înălțimea ta, încă mai lucrez la noua baghetă. El e Cedric, vrăjitorul nostru regal. Provine dintr-o familie de vrăjitori, așa că ne-am împotmolit cu el. Wow, petale! Să fac cu mâna? Da, fac cu mâna. Corect. Hei! Bună! Nu facem reverențe decât dacă sunt de viță regală. Cred că o să-mi ia ceva timp ca să mă obișnuiesc cu chestiile astea de aici. Doar urmează-mă și vei fi bine. Super! Adică eu prima, tu mă urmezi. Oh, bine, te urmez. O, ai grijă, colega. Ăsta e tronul noii noastre prințese.
copile, vezi pe unde te mocăi. Domnul Sidric! E Cedric. Ce bine că întâlnesc un vrăjitor adevărat! Trucul cu petalele a fost uimitor! Dacă prin uimitor spui pierdere de timp a talentului meu, atunci da, mersi. Ar fi trebuit să fiu afară, să zbor cu dragonii, să mă bat cu căcăunii. Dar regele Roland mă pune să fac scamatorii în loc să... Domnule Cedric? Eu sunt Bellywick, majordomul casei. E responsabilitatea mea să mă asigur că totul în castel e unde trebuie să fie, când trebuie să fie. Ar fi trebuit să fii în holul banchetelor acum 30 de secunde. Oh, da. Haide, pleacă. Am plecat. Sofia? Wow! Da, majestate? Spune-mi Roland, sau cel cu coroană, sau tată? E o tradiție să dăm o petrecere de bun venit fiecărui membru a familiei regale. Pentru mama ta a fost nunta. Pentru tine o să dăm un bal regal în onoarea ta în acest weekend. Briliant! James, manierele. Scuze! Un bal? Doar pentru mine? Tată, eu de ce nu am primit un bal? Ai primit, Amber, când tu și fratele tău v-ați născut. Nu-ți mai amintești? Sofia, va fi debutul tău regal. Și noi doi vom dansa primul vals. Oh, Rolly, ești așa de drăguț. Trebuie să dansez? Ce cale mai bună ar fi să anunțăm pe fiecare om în regat că prințesa Sofia a ajuns. Asta e camera mea? Nu, drăguță. Asta e camera ta. E așa de mare. Se pare că standardele prințesei mi se potrivesc. Ai un pat cu baldachin, loc la fereastră, loc de joacă și un birou de citit. Și aici vei găsi rochiile și accesoriile regale. Wow! Acum, dacă ai nevoie de orice la orice oră din zi, trebuie doar să suni în acest clopoțel. Da, doamnă, ați sunat? Ai nevoie de ceva? Habar nu am! Oare am? Păi, când vei ști ce ai nevoie, vei ști ce să faci. Seară bună, prințesă Sofia. Noapte bună! Oh. Ce se întâmplă, îi nebunesc și cam nesigur îmi pare. Mami spune, nu-i nimic, s-o fac, eu nu sunt în stare. Familia, școala, totu-i nou și un bal unde vor să dansez. Sunt doar o fetiță dintr-un mic, mic oraș și șansa asta pot să o ratez. Nu sunt gata să fiu prințesă, nu sunt așa cum ei vor. Rochile nu-mi vin, coroana e un chin. Greșel o să fac, am un catralion. Sunt prea mică să fiu prințesă, refuz respectuos. Reguli nu cunosc, averile n-au rost. Și vreau să mă încalț cu pantofi mai comozi. Rafturi pline cu lucruri, mi-e teamă să nu le rup. Jucării și perne frumoase, este mult, prea mult, prea mult! Nu sunt gata să fiu prințesă, îți dai seama pe loc. Nu vreau niciun debut, refuz să mai ascult. Și dacă în camera mamei ajung, plecăm de tot. Sofia, nu sună răcesc. Sofia, pare că mă prostesc. Nu sunt gata să fiu prințesă. Sofia? Oh, mami! Ce s-a întâmplat, iubirea mea? Nu vreau un bal regal. Oh, Sofia, nu știam că refuzi petrecerile, mai ales cele în cinstea ta. Dar nu știu nimic despre cum să fii prințesă.
și nici nu știu să dansez. Eu o să cad și toată lumea va râde de mine. Vei fi bine. Și în plus, nimeni nu râde de o prințesă. Cine spune? Vino aici, Sofia. Străduiește-te cât poți. Și dacă nu e suficient pentru plicticoșii de duci și de ducese, atunci e problema lor. Sofia, am ceva pentru tine. Consideră-l un cadou de bun venit. E minunat! E o amuletă foarte specială, așa că promitem că nu o să o scoți niciodată. Așa nu o vei pierde. Îți promit. Acum, fugi repede în pat. Mâine dimineață mergi la școala prințeselor. Școala prințeselor? Școala regală, unde toți prinții și prințesele din toate regatele merg să învețe manierele regale. Inclusiv tot ce trebuie să știi pentru balul regal, pe care îl aștept cu nerăbdare. Și eu, mulțumesc! Noapte bună, Sofia! Noapte bună! Totul o să fie foarte bine. Iertare, domnule Cedric. Cedric, de ce nu ai amuleta? Nu e frumoasă? Regele mi-a dat-o. Păi, noapte bună. Are amuleta lui Avalor, dar nu pentru mult timp. Cum de-am ratat-o? După atâția ani, nu-mi vine să cred că amuleta lui Avalor era sub nasul meu. Da, acum nu trebuie decât să o iau de la prințesă și în sfârșit voi avea puterea să stăpânesc regatul. Poate sunt gata să devin prințesă. Ce se întâmplă aici? Aici e un castel, nu o fermă. Afară, afară, afară. Uși, afară, afară. Haideți. Micul dejun e gata în 5 minute. Apoi plecați la școală. Oh, ușurel! Wow! Bună, Sofia! Bună! Așteptați-mă! De ce caii au aripi? Da! Wow! Uimitor! Aici sus, dragă. Bun venit la Academia de Maniere Regale. Eu sunt Flora, Fauna, și ea este... Vreme bună! Suntem directoarele Școlii de Regi. Ne bucurăm că ești aici. Suntem mereu în căutare de prințese bune. Asta e super, pentru că trebuie să mă comport ca una până vineri. Mă tem că trebuie mai mult decât câteva zile ca să înveți cum să devii prințesă. Vezi tu, că
când cineva se înscrie aici la școala de regi, ei trebuie să știe, se vor schimba pe veci. Și lecția începe, de pragul o să-l treci. Deci nu mai sta și vino să vezi ce te să încerci. Înveți comportamentul, e un protocol regal. Cum e o reverență, cum să nu fii banal. Vei învăța și mate și proză poezii. Vei învăța să ții un discurs și cum trebuie să-l scrii. O să înveți pas cu pas cum să fii înțelept. O să ajungi ce-ți dorești să devii. Orice pas, orice test, să-l faci fără stres. Și noi te ajutăm în rest. Și nu uita de moto, ești al tău de-acum. Să îi conduci așa cum ai vrea să fii condusă tu. E mic, dar nu-i banal, e un pas legal. Explorăm lucruri vrăjite, creaturi și farmece, încât magia neagră nici cum să te atace. La arte înveți ca să pictezi sau poate să sculptezi. Picioarele vei exersa când înveți să dansezi. O să înveți pas cu pas cum să fii înțelept. Poți să ajungi ce-ți dorești să devii. Orice pas, orice test, să-l treci fără stres. Și noi te ajutăm în rest. Și nu uita de moto, ești al tău de-acum. Să îi conduci așa cum ai vrea să fii condusă tu. E timpul pentru prima oră, dragă. Mult noroc. Copii, avem o nouă elevă. Cum o salutăm? Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Nu, doamne. Lasă-mă să te ajut. Poftim carte. Și apoi și-a scăpat toate cărțile pe podea. Bună, sunt Sofia, sora prințesei. Soră vitregă. Wow, frumoasă amuletă. Mulțumesc. Ai de gând să o porți și la bal? Și noi venim. Abia așteptăm. Bună, Amber, ce s-a întâmplat? Cred că e timpul ca Sofia să se dea în leagănul magic. Știu și eu, Amber. Tata a spus să o facem să se simtă bine. Și nu așa se întâmpină un elev nou? Păi, cum zici tu? Hei, Sofia! Oh, bună, James! Ce se întâmplă? Ai încercat leagănul fermecat? Nu trebuie să te miști! Se leagănă singur! Haide, încearcă! Se leagănă singur? N-am mai auzit de asta! Oh, nu. Și începe. A fost bună, James? M-ai păcălit. Stai calmă, prima zi e cea mai grea. Și mie mi-a făcut aceeași farsă. Mai bine m-aș usca înainte de următoarea oră. Sofia, stai! Am crezut că ai spus că e sora ta. Este. Ce se aude? Uite, un bui de pasăre. E totul bine? Te ajut eu. Uite așa.
Doar voi două. Așa cum trebuie să fie. Hă? Cred că trebuie să mă întorc. Pa! Mulțumesc! Mulțumesc! Hă? N-ar fi trebuit să-i facem farsa. Sofia, stai! Prințesa Sofia, cum a fost prima zi la școală, draga mea? Mai grea decât m-am gândit. Oh, biata de tine. Păi atunci, ce ai spune de un tur privat în bârlogul meu? Adică în atelier. Știi, nici măcar regele nu l-a văzut? Hmm? E acolo sus, urmează-mă. Și aici, draga mea, e locul unde magia se întâmplă. E doar Pelin, corbul meu. Încetează, Pelinaș, o sperii pe prințesă. Acum, eu fac chiar aici toate poțiunile regale. Wow, e foarte plăcut, domnule Sidic. Hei, seamănă cu amuleta mea. Măi, pe dragonul unchiului, așa este. Oh, dar dacă ai fi avut amuleta lui Avalor, ai ști că ea are puteri magice. Cu fiecare faptă făcută, fie bună sau rea, o putere ți se dă binecuvântare sau blestem. Serios? Păi, da, știi tu, dacă e adevărata amuletă. Dar numai un vrăjitor autentic așa ca mine ar putea spune sigur. Dacă dorești, m-aș uita puțin la ea. Știu și eu. O, ți-o dau înapoi, îți promit. Dar am promis că n-o s-o scot niciodată. Și mama mi-a spus că o promisiune încălcată nu poate fi reparată. Hm? Iritabil de încântător. Păi uite cât e ceasul. Sper că ți-a plăcut turul. Știu cât de greu e să te adaptezi vieții regale. Deci, dacă ai nevoie de ajutor, ușa mea e mereu deschisă. O să iau amuleta. Deci, să o trezim? Glumești cumva? Fata a țipat ieri ca un strigoi. Am urechi sensibile. Eu nu o să țip. Ce ușurare! Ne poți auzi? Tu poți vorbi? Nu poți să taci, e întrebarea corectă. Ei, deci, ce avem noi aici oare? Un fel de vrăjitorie sau ceva de genul? Cu fiecare faptă făcută, fie bună sau rea, o putere ți se dă, binecuvântare sau blestem? Am ajutat un pui de pasăre ieri și cred că amuleta mi-a dat puterea să vorbesc cu animalele. Asta e super, căci sunt câteva lucruri pe care aș fi vrut să le vorbesc cu voi, prințesele. Trifoi, nu acum. Trebuie să plece la școală. E bine, Trifoi. Spune. N-ai auzit de spațiu personal, mama? Lasă-mă jos. Oh, scuze. Ești așa de drăguț și de pufos. Nu m-am putut abține. Da, păi, te rog, abține-te. Bine, acum, de ce crezi că noi, creaturile pădurii, v-am ajutat pe voi, prințesele, în toți acești ani? Habar nu am. Spune-mi. Noi vrem să mâncăm. Și voi aveți mâncarea. Prințesa m-a ajutat multe veacuri, dar voi ne tratați ca niște fleacuri. Facem curat, vă facem patul, vă ajutăm chiar și cu îmbrăcatul. Dar noi ce primim? O răsplată nu-i mult. Vrem un colț sau fărâmă de pâinică sau de unt. Voi credeți cumva că după atâția ani, când te băluiam, eram voluntar?
mângărică vrem și nimic mai mult. Un pic să mâncăm, vrem și apă, doar un pic, ceva să molfăim. La cină sau la prânz, o alună, o sămânță sau orez. Doar strop de mâncărică ar fi frumos. Chiar nu este prea mult, pentru voi este un fleac. După cât vă ajutăm toată ziua-n palat. Doar duminica, cred că merităm. Chiar și ciripitul, gratis nu-l cântăm. Păi dacă mâncare vreți, doar duminica. Ați venit la castelul potrivit, urmați-mă! Ceva să molfăim, ceva doar să gustăm. Acceptăm și ce voi vreți să aruncați. Nu contează că-i desert, atâta timp cât e rece. Sigur noi îi facem loc de-i un fruct sau busuioc. Dacă vrei să fii tratată respectuos, măcar un dumicat ar fi frumos. Oh, doar un dumicat, doar un dumicat, măcar un dumicat, măcar un dumicat. Da! E timpul pentru școală. Nu te teme de ceilalți copii, Sofia. Trebuie să fii cu ochii pe minge. Și mă refer la balul regal, dragă. Ai dreptate, Trifoi. O să învăț cum să fiu cea mai bună prințesă. O să le arătăm noi. Ei, așa te vreau, Sofia. Da! Să mergem la școală. Haideți în clase. Le luați de aici. Am spus setul de aur, nu cel de argint. Puteți de la bucătărie. E un eveniment regal, nu un picnic. Iertare, domnule. Cu toții la treabă. Sofia, cum a fost la școală? Am crezut că e ușor să fii prințesă, dar e chiar greu. Știu de ce ai nevoie. Jade, Ruby. M-am gândit că ai vrea să-ți revezi prietenele. Mulțumesc, mami. Jade, Ruby, ce mă bucur să vă văd! Bună, Sofia! Câte rochii ai acum? Oh, multe! Chiar mi-a fost dor de tine, Sofia! Și mie mi-a fost dor de voi! Și câte coroane ai? 5, nu, 6! Oh! Poftim, te ajut eu cu asta! Prințul James! Dar ce faci tu aici? Iertare, a fost un mare prost, dar vreau să-mi iau revanșa! Cum? Păi, învățându-te chestiile regale pe care trebuie să le știi pentru bal, putem începe să înveți cum se tornă ceașcă de ceai. Prințul James a turnat ceaiul. Cea mai bună reverență a anului. Ești gata pentru bal. Treaba mea s-a terminat. Mai e un singur lucru. Ce e? Nu știu să dansez. Doar atât? Nici o problemă. Avem mâine ore de dans cu profesorul Popov. Dar balul e mâine seară. O oră cu Popov și vei putea dansa mai bine decât toți. Crede-mă. Bine? Bine. Abia aștept să dansez. Sofia, nici să nu te gândești să atingi pantofii murdari. Am adus o pereche în plus pentru tine. Merci, Amber. Cu plăcere. Acum grăbește-te să fii gata. Copii, adunați-vă! Deci, voi credeți că știți să valsați, he? Bă, 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 cap!
Mai vedem noi asta. Vreau un voluntar. Fata nouă, excelent. Urmează-mă, dacă poți. Ce se întâmplă? Pantofii vrăjiți ai lui Cedric. El își lasă mereu lucrurile pe lângă castel. Scuze pentru asta. Vizitiu, putem merge? Balul începe peste 4 ore. Abia în timp să mă îmbrac. Oh, prințesa Sofia. Sala de dans e aproape gata. E minunată! Îi lipsește un singur lucru. O prințesă. E timpul ca tu să strălucești, Sofia. Și abia aștept să-ți văd primul vals. Știu, domnul Cedric. Oh, domnule Cedric! Bună! Sunt Cedric! Pot să intru? Trebuie! Ce este? Mai știți când ați spus dacă am nevoie de ajutor? Bineînțeles că mi-amintesc, eu sunt cel care a spus-o. Păi, mă întrebam. N-aveți o brașă care să mă fac o dansatoare bună? E pentru balul de diseară. Nu vreau să par stângaci în fața tuturor. Da, toată lumea va fi acolo. Am exact vraja pentru tine. Da, o am. Și poftim. Somnibus. Nu, acum. Trebuie să aștepți până începe valsul. Apoi spune acele 3 cuvinte magice și vei deveni cea mai bună dansatoare din regat. Mulțumesc, domnule Cedric. Nu știu ce m-aș fi făcut fără dumneavoastră. Și cu asta suntem doi. Oh, haide! Chiar nu credeai că i-am dat o vrajă dansului, nu-i așa? Când va spune cuvintele magice, toți din sala de dans vor cădea într-un somn adânc, chiar și mama și tatăl ei. Și eu îi voi trezi dacă îmi va da amuleta. Apoi regatul va fi al meu. Ușurel, ușurel! Arătați minunat, domnița Amber. Perfectă, ca de obicei. Vreau să vorbesc cu sora mea, singur. Cum arăt? I-ai dat intenționat Sofiei pantofii vrăjiți. Dacă mă mai gândesc, și tu i-ai făcut o farsă. Ce i-ai făcut n-a fost o farsă. Avea nevoie de lecțiile de dans. Încerci să-i strici balul. Și știu de ce. Pentru că locul ei nu e aici? Nu, pentru că toți o plac mai mult pe ea decât pe tine. Și după ce ai făcut azi, și eu o plac. Nu vorbești serios? Ba da, vorbesc serios. Stai! James! Vino înapoi!
prințesă Sofia. Frumoasă, frumoasă, frumoasă Sofia, arăți minunat. Ești uimitoare, mai drăguță prințesă din palat. Trăiască prințesa Sofia! Sofia? Majestate? Se apropie ora de somn! Vrei să dansezi? Somnibus populi cela! Funcționează! În curând toți din sală vor adormi. O, nu! Mami? Mami? Cred că am spus-o greșit. Te rog, trezește-te. Ajutor! 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 E cineva? Oricine? Domnule Citric? Gărs! Suzet! Marcy! Ajutor! Ce am făcut? Cenușăreasa? Ce faci tu aici? Amuleta ta m-a adus aici. Ea leagă toate prințesele din toată lumea. Și când una din noi are necazuri, alta vine și o ajută. De ce ești așa de tristă, Sofia? Am încercat să folosesc o vrajă care să mă facă o dansatoare bună, dar i-a adormit pe toți. Mai bine îi lăsam să râdă de mine. Poți desface vraja? Numai tu poți face asta, dar cred că te pot ajuta să-ți găsești calea. Cu toții știu de ziua când dragostea m-a întâlnit din casa... Ce mai vrei? Am făcut ceva groaznic. Haide, o să-ți arăt. O vraja dansului? I-a adormit pe toți? Cred că am spus-o greșit. E numai vina mea. Nu, Sofia, n-ai fi avut nevoie de vrajă dacă nu ți-aș fi dat pantofii vrăjiți. Eram geloasă pentru că toți te plac mai mult decât pe mine. Chiar și fratele meu. Nu este adevărat? Ești cea mai populară prințesă din școala de regi. N-ai idee ce fericită am fost când am aflat că o să fim surori, vitrege. Sofia, suntem surori. Și cum o să-i trezim acum? Oh, sigur Cedric are o altă vrajă în cărțile lui. Oh, dar atelierul lui e mereu închis. Nu și dacă ai cheia. Ține-mi scărița. Am luat-o. Am uitat de Pelin. Nu ne va lăsa lângă cartea cu vrăji. Avem nevoie de ajutor. De la cine? Toată lumea doarme. Nu toată lumea. Doar urmați planul. Avem un plan? Hei, animalele acestea mă ajutau să fac ordine în cameră. Mă întrebam ce s-a întâmplat cu ele.
care? Ține asta, găino! Cetează! Ia cartea cu vrăj! Am luat-o! Jos, iarăle de pe sora mea! Asta-ți cetează! Amber, aici! L-am prins! Bravo, fanei sportului! O fi prima oară când Amber pune mâna pe mătură, dar sigur știe cum să o folosească! Da! Hai să găsim contrabraja! Unde este? Habar nu am! Hei, pelinule, de ce taci? Știi că o să le spunem celorlalți că ai fost păcălit de un iepure? Nici când! Vedem noi cine râde ultimul! Ele nu vor găsi contravraja! Au luat cartea cu vrăja stăpânului tău? Dar cartea cu contravrăja ascunsă în spatele tabloului. Așa că s-au pârlit. Mersi, pelinule. Auzi ce am spus? Nu! Am găsit-o, să mergem. Ce este? Nu pot intra acolo în halul ăsta. Mergi doar tu. Nu fără tine. Haide! Am reparat rochițele păpușilor ani de zile. Uite așa, ca și nouă. Mulțumesc, Sofia! Cred că acum trebuie să valsez. Stai, e ceva ce pot repara eu. Îți datorez o lecție de dans. Oh! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Populi, cela, excitate. Amber, a mers. Sofia, ești pregătită? Da, sunt. Pe ciupercile lui Merlin. Au! Scuze. Mă tem că nu sunt un bun dansator. Nu prea am fost atent la lecțiile lui Popov. Dar tu ai fost atentă. Dansezi minunat. Mulțumesc, majestate. Adică, tată. M-a ajutat puțin și Amber. Am învățat-o tot ce știe. Hă? Mamă, dansezi cu mine? Desigur, James. Mă tot întreb, de ce ți se spune Roland al doilea? Pentru că tatăl meu, fostul rege, se numea și el Roland. Deci asta înseamnă că eu sunt Sofia I. Cred că așa este. Torent Moldova. Au dublat Andra Gogan, Răzvan Gogan, Cătălina Chirțan, Eduard Dincă, Viorel Ionescu, Gabriela Valentir, Cristian Simion, Mediana Vlad, Ioana Ancea, Isabela Neamțu, Costina Ciuciulică, Valeriu Drăgușanu, Georgeta Drăgan, Adina Lucaciu. Regia de dublaj și adaptarea, Florian Gimpu. Tehnic, Daniel Tache. Traducerea, Monica Pricob.